Sia venit momentul în care vă propun să reluăm social media summit. Primul aș dori să vă spun să vă fie de bine, sper să plecați a avut timp în această pauză să socializați, să vă-ți lucruri de noi. De ce nu să faceți și schimb de contacte, că despre asta este cel mai important. Din punctul meu de vedere, atunci când participăm la astfel de evenimente, partea de networking este prioritară. Și tocmai de aceea vă sugerez cu mare drag, în cazul în care ați văzut persoane cu care doriți să vorbiți și că nu ați făcut-o, să o faceți în următoarea pauză. Noi, precum v-am spus mai devreme, vom începe acum partea cea interesantă. Înainte de pauză v-am propus să mergeți la cabina de confesiuni. Acolo unde Dan Vârculescu va aștepta și practic am putut să ne vărsăm toate frustrările din social media pe care le-am acumulat în activitatea pe care o întreprindem. Care sunt acelea și despre ce ați vorbit? E bine, asta vom afla chiar de la el. Dan Vârculescu, comedian și publicitar, este alături de noi și vă invit